Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la jurnalul meu video, cronica zilei de joi, 11 martie, cronica zilei mele din punct de vedere intelectual, nu, și public, nu personal. A fost o zi grea, am avut un interviu, am înregistrat un interviu cu domnul Danșucu, proprietarul Mob Expert, una din marile companii de mobilă, nu numai din România, ci din Europa. O să fie difuzat duminică de la ora 20 la 21 pe Alef News. E un eveniment deoarece Dan Șucu nu a dat până acum interviuri. De altfel, eu am cerut conducerii să fac interviuri cu oameni de afaceri și nu cu, în general, cu oameni care nu apar la televizor. Că se chem iar pe ăștia de la putere și se plimbă dintr-o televiziune într-alta. Nici marinare, când costează într-un port după o lungă călătorie cu vaporul, nu schimbă pe rând atâtea bordeluri. Se duce la, și de regulă la televiziunile lor, adică B1 și B1 mai mic. B1 este un coteț și apoi vine Digi, care e o vilă. Și se duc acolo și îi pun întrebări. Ce mai faceți, cum mai duce? Și normal că nu ar veni dacă la un interviu cu mine. Că acolo e frumos, le se face masaj, deci întrebări, masaj. Nu e așa că dumneavoastră sunteți bun? Da, zice. Nu e așa că adversarul dumneavoastră e rău? Bun. Și în plus sunt chemați de peste tot. L-am invitat pe domnul Câmpeanu de la învățământ dintr-un simplu motiv. Unul, am văzut că are o carieră de profesor clasică, adică preparator, asistent, nu direct profesor universitar. Și în plus m-a surprins atunci când presa militarizată, SPP-istă și SRI-istă, l-a atacat numirea lui, că de ce a fost numit, cred că e foarte bun ministru. Că de ce a fost numit, că nu știu ce și... Deci, v-am mai spus, avem de-a face în regimul de dreapta cu o presă a lor, care se constituie într-un fel de secție de cadre și care spune, dar de ce ăla și nu ăla? Noi am vrea pe ăla. Din câte ați văzut, în cei 30 de ani de presă democratică, pentru cei 30 de ani de a doua parte a destinului meu de gazetar, pentru că primul e din 67 până 89, prima parte, nu m-am pronunțat niciodată. De ce pus ăla, de ce ălalt? Sigur că am putut să comentez dacă aia a fost o decizie înțeleaptă, riscul, dar nu așa. Cum adică? De ce nu m-ați întrebat și pe mine? Deci, din punctul acesta de vedere, și atunci am hotărât să mă refer să stau de vorbă ca un curios. De exemplu, cu domnul, o să vedeți, cu domnul Dan Șucu, am stat de vorbă despre mobilă. O să râd, o să vedeți ce tendințe extraordinare, efectele pandemiei. De exemplu, mi-a zis că, și l-am întrebat, doamne, în domeniul ăsta al mobilei există o preocupare, adică cum ar fi la telefoane, dacă la telefoane mobile mă pricep, nu știu, o preocupare să fie camera, e o bătălie cât mai bună sau e o bătălie ca telefonul mobil să facă de toate și prăjituri și să vorbești la el și să cânti, da. Și mi-a zis că da, că dinamica cea mai mare în domeniul saltelor, pentru că acolo omul te se găsește în fiecare, la o anumită perioadă, imediat se descoperă una și mai confortabilă și mai confortabilă. Că l-am întrebat, zic, domnule, dar patul, e patul ăla clasic, conjugal, cu tare în care cei doi se pot juca fotbal sau mai mic? L-am întrebat, de exemplu, ca să vedeți cu ce am discutat, de curiozitate, zic că știam că am citit tot despre ce a vorbit el și zic că
care-i tendința după pandemie în materie de case, că el se ocupă de case. Și a spus, a fost o vreme înainte pandemie când oamenii voiau să vină de la casa pe pământ, de la margine în București, că era mai aproape de casă, chiar dacă apartamentul era mai mic. Acum e tendința, după, în timpul pandemiei, de întoarcere la casa pe pământ, pentru că aia are de ce, pentru că are, are o curte și în curte poți să aduni prietenii. Și mi-a zis o chestie extraordinară, să vedeți că e o tendință pe plan european, ca alături de casa propriu-zisă să-ți faci un fel de căsuță de care să fie birou, pentru că telemunca are o problemă, trebuie totuși să te duci ca la serviciu. Da, dacă te duci în pijama, nu ai niciun chef. Și atunci, faptul că tu ieși din casa aia în care ai dormit, îmbrăcat la costum și te duci la serviciu, adică la căsuță, la 2-3 metri, o chestie psihologică. Foarte interesante aceste observații. O să mai vorbesc despre acest interviu. Și când am fost la domnul Raica, am aflat, eu nu știam, că biblioteca municipală a început, dar acum nu a mai continuat, că n-am mai avut, o digitalizare. Și anume că pe, pe site-ul lor bib.net.ro, da? Bib.net.ro, da? O să mă uit mai bine. Oricum, căuta bib.net.ro, există biblioteca digitală și că dacă acolo poți să găsești foarte multe cărți deja în variantă electronică pe care să le descarci. Și de aia povesteam, în seara asta, așa, pe la vreo 7, m-am apucat să... Nu mai, adică m-am apucat să zic, bă, descarc și eu 10-15 minute și pe asta mă apuc de treburile mele. Dar până pe la 10 și ceva, de fiecare dată, mai să mă opresc. În general, sunt, de exemplu, era descoperire, era descărcat, în primul rând, toate cele 14 volume ale istoriei românilor de la Dacia Traiană, extraordinar, al lui Xenopă, carte mare, uriașă, ultimele 14, cred că așa e titlul, da, ultimele 13-14 sunt domnia lui Cuza, primul volum și al doilea volum, și am descoperit, eu și am descărcat, că Ade Xenopă l-a scris un manual de liceu, el fiind în 1904. Sau o chestie extra, nu știam. A scris și am descărcat eu, o zice, istoria concentrată a lumii. Și a făcut așa un fel de istoria lumii în vreo 100 de pagini cu date și la fiecare exemplu să spunem la când ajunge la partea cu turcii, după ce face cronica Imperiului Seljucid și ăla spune, nu știu, niște lucruri despre, de exemplu, la barbari, de ce, nomazi, de ce se numeau barbari, că nu, și arată că veneau cu, aveau iurtă, că erau nomadi și că erau oameni de-ai stepelor și nu numai mongoli și turcii și că conta foarte mult răzbunarea, că erau de fapt triburi pe familie. Am zis, am dat un exemplu și în timp ce lucram așa, mă sună cineva, zice, domnule, că te uiți la televizor? Nu, și Doamne ferește, asta. Și mă zice, la televizor este o campanie pe aproape toate televiziunile în care ziariști de prestigiu își rup hainele de pe ei, jeluiesc, ele își rup părul, ei își rup părul de pe piept. De ce? Păi, de ce? Păi zice că Vlad Voiculescu, prin faptul că a dat publicității că la Lehliu, acolo unde era tanta și Costel, este un centru unde s-au vaccinat SRI-iștii și SIE-iștii, adică ăștia de la servicii și cei de la armată, au făcut o breșă de securitate. Zic, bă, nu mă, zic, fac mișto de mine, cum breșe? Domnule, zice, și Alina Gorghiu zice, că în felul acesta, securiștii ăștia, ofițerii, intrând de acolo, taca, 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 să se vaccineze, aparte, că nu poate ofițerul SRI să se vaccineze cu noi. Uite o problemă pentru domnul Helbig. Domnul Helbig, am și o problemă, da?
și pentru cei care acum sunt în urmă lui Hristos. Problema este, dacă eu mă duc la un WC public, da? Și lângă mine se paca-paca un ofițer SRI. Eu trebuie să o iau la fugă, că nu mă pot lângă el. Cum? El e ofițer SRI. Zic ăștia sub acoperire ai SRI, presa seriistă. Domnule, Vlad Voiculescu a atentat chiar la viață. Care mă la viață? Păi zice, vor veni caghebiștii sau teroriștii și vor fotografia pe cei care intră. Păi, băi, suntem în 2020. Nu vreau să ne cred proști. În primul rând, de ce trebuie să aibă ofițerii din instituțiile de forță condiție o castă separată? Dar ce face, mă, un ofițer SRI? Mă, ce face? Întreb și eu. Alo, domnul Helu, domnule, ce face un ofițer SRI? Față de mine, uite, eu, Cristoiu, mă duc, fac emisiuni. Prin ce nu mai prețios pentru țara asta? Ce? Că stă printr-un fișul și urmărește pe unul cum se masturbează? Ce face? Ce ați prins voi? Cu ce contribuie Serviciul Român de Informații și SIE la siguranța și prosperitatea acestei țări, ca noi să le facem niște centre separate? Bă, nu, cumva. Dar de ce? De ce? Prin ce ei sunt deosebiți de noi, au un picior de aur, au un loc de păr pe piept sau la subțuori, ce, au diamante. Bun, n-am nimic. Bun, în aceste condiții, cum se poate să facem un asemenea tărăboi? Tu este penibil, e ridicol să vorbești într-o țară din 2021 că că Vlad Voiculescu, arătând unde s-au vaccinat ăștia, a trădat secretul de stat. Dar de ce mai secret? De ce e secret? Nu înțeleg care e secret. Acolo când trebuie la CIA, el scrie, are o tăbliță, spre CIA. De ce nu scrie și la noi, spre SRI? Care e povestea? De ce trebuie să fim noi? Aoleu, bă, totul este secumatică, mă, să afle opinia publică unde s-a vaccinat, unde, bă, dar cine i-o fi vaccinat, mă, pe ăștia de la servicii? Eu nu cred că și-a putut permite o asistentă decât după ce a fost verificată și a avut ornis ăla. Nu se poate, nu, eu nu cred. Eu nu cred că ei când s-au vaccinat, oare și-au desfăcut, și-au ridicat aici, la bustul gol. Cum o să-și ridice? Să vedem noi la un ofițer SRI și SIE și SPP că el e gol până aici? Oh, vai de mine, ce nenorocire! Păi, sunteți oameni normali, iertați, vă spun eu că o bătă. Doamne, sunt chiar un bun cunoscător al mașinării serviciilor din lume. Unde-ți mai pomenim, în ce țară? În Uganda, în Myanmar, acolo unde, în Columbia. Am înțeles, bun, ați făcut niște secții separate, la Lehliu. Am înțeles, bun, ați vrut să fiți șmecheri, voi. Să vă duceți cu neamuri, cu ăla, cu socrii, am înțeles, bă. Păi, dacă v-au ăsta v-a dat în gât, nu puteți, mă, să tăceți? E o chestie de bun simț. Bă, gata, m-a prins. Nu! Cum vreți să convingeți o națiune normală care circulă prin lume, care vede filme, că în momentul în care ăla a zis că la Lehliu gară se vaccinează ofițerii din servicii și din armată, e breșă de securitate? Păi, mă, dacă te uiți la Homeland, dacă sper că se uită și ei, îi vede că la un moment dat zice, bă, ia să vină satelitul. Și trece satelitul și îl vede pe terorist, pe terorism, nu pe... Cum să spun, în timp ce se încheie la pantaloni. Păi, ține-mi, și băi, într-un tufiș. Câte? Și nu mai există. Bă, e o prostie cu secrete. Puneți-mă poze, mi-a plăcut asta. Este interzis să fotografiez. Nu mai țin minte unde am fost eu.
Și era așa, n-aveai voie să fotografiezi. Păi de ce n-aveai voie să fotografiezi? Și era acolo, nu știu, cred că era o clinică, nu mai țin minte unde a fost. Și că, băi, era o poză, ne-a tăiat aparatul de fotografie. Și ce adică? Bun, dar repet, am înțeles. Nici nu proteste. Treaba voastră despre mine, puteți să vă vaccinați și pe Marte. Uite, ofițerii din instituțiile de forță nu își pot permite să se vaccineze pe Pământ. Puteți să chemați marțiene să vă înțepe. Altă problemă, cum voi v-a înțepat cu o seringă normală? Normală? Dar dacă a verificat cineva dacă la ăla, în locul serului ăla, vaccinului ăla, poate era o chestie acaghebistă. Dacă KGB-ul, uite, breșe de securitate. Deci KGB-ul a zis, opa, mă, unde mă se vaccinează ăștia? Aha, am citit noi în preț, se vaccinează la Lehliu, da? Bun. Deci aranjăm în așa fel încât în locul, în vaccinul ăla, punem un chip. Intră chipul în corpul ofițerului, în sângele ofițerului și noi, KGB-ul vedem din cer, când merge el, ofițerul, să ducă la piață, nu la piață, că nu știu, când se întâlnește cu nevastă sau, vai de mine, și imediat se sizează sateliți. Este penibil pentru o țară ca a noastră să ia în serios asemenea prostii. Bă, dacă vreți să-l beliți pe Vlad Alexandrescu, mă, beliți-l pentru altceva, găsiți-i ceva, găsiți, puneți-i, nu știu, ce vreți, una bolnavă de sida în pat, nu știu, găsiți-i ceva, nu știu, să trimiteți pe una și când iese de acolo, ea zice, aoleu, a vrut să mă violeze, sunt plină de sânge. Poate că iese, dar să începe o campanie de presă, să vină Bode, unul ministru ăla care dorme, care nici acum n-a fost anchetat, stai puțin, că ne amintim de accident. Unde e mă ancheta? Unde e ancheta accidentului, da? Se vine, băi, zice, prin asta a trădat, s-a aflat militarii noștri care luptă în Afganistan, ăia, cum zice, care luptă ăia din ISIS, da? Zice, cu ocazia asta au aflat că militarii noștri se vaccinează la Ehliu Gară și când vor ajunge înapoi în Afganistan, îi vor împușca. Alina Gorghiu, breșe de securitate. Păi sunteți oameni normali. Bine, am înțeles. Bun. Și acum hai să vă spun de desubtul, ca să nu pierdem timpul. O să vă spun de desubtul. Deci, eu nu-l cunosc pe Vlad Voiculescu. Și nici nu mă pare bună și nu, de fapt, nici nu-l simpatizez, nici nu-l antipatizez. În calitatea lui de demnitar USR Plus, chiar îl antipatizez. Nu-mi place, e altă lume, nu că nu, că nu, că nu, nu e altă lume. N-am niciun chef să stau de vorbă cu ei, ce să vorbesc cu ei, n-am, mă uit la ei ca la broasca la microscop ăla, când desești broasca. Bun. Bă, da, și un moment dat zice, bă, dar ce dracu m-a făcut ăsta? Că e o că, bă, că, moțiune împotriva lui, aia cu tărăcutare, la cu din prostia asta, putea să fie o greșeală, în loc să spună bai greșe, nu, deci ceva de când l-a instalat, un tărăboi, bă, hai să scăpăm de el, hai să scăpăm de el. Păi și atunci eu ca om care am mai trăit vreme, zic, bă, dar ceva e în neregulă. Că mai sunt și alți miniștri, uite, de ce nu să scăpăm de ministrul culturii? Care mi se pare o mediocritate, o pătlăgică vânătă. Nu știu nimic față de alți miniștri, da, nu știu, ziceți unul, ziceți unul de până, Bode, de ce să nu duc o campanie, unde e ancheta? Pe unde, în ce stadiu, măi, pe unde e dosarul ăla? Că mai țineți minte, l-a luat de la parchetul militar, l-a dus, gata, l-a vărât în sutien, în chiloți și gata, s-a terminat, nu mai e dosarul. Hai să ne întrebăm, da, hai să ne întrebăm de ce Ciucă
cumpără pe rupte armament second hand în toate locurile și dacă nu ia și el un comision. Întreb. Hai să ne întrebăm de acest trabucel, Aurescu, da? Păi domnul trabucel, unde sunt banii aia pe care i-ai dat ONG-urilor și presei din Belarus? Ori presă secretă? Și atunci dacă e secretă, de unde știm atale care e presa de opoziție? Hai că nu trebuie să știm. Și nu că 100.000 de euro. Putea fi de la spitale. Bun. Care este dedesubtul? Dedesubtul este următorul. Din câte știți, eu am fost în Calabria și am fost un dement care am ajuns la San Luca. Am scris un reportaj. San Luca este capitala Ndrangheta. Capitala este un sat. Ai trecut, v-am zis, nu ai ce povesti, că n-am mai plecat cu taxi. Doamne, doamne, cu taxi de la ăsta, de la Regio Calabria, cu taxi. Taca, 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 și ajungem noi, statul așa, în vale, în munți, așa, uluitor, San Luca, celebru. Sediu, tot de acolo sunt din Ndrangheta, neamuri cu Ndrangheta. Ori neamuri, că Ndrangheta e pe familie. Bă. Și zic acolo, San Luca. Și zic, băi, ei spun, domnul, ia să o oprim, pentru că ăla, tăblia aia pe care scria San Luca era plină de gloanțe, era ciuruită, pentru că acolo, din când în când vine aia, fac și ei operațiuni ca la noi, cu jandar, cu tare, Și în timp ce filmam eu ca prostul, așa, bă, văd că vin niște timp cu motoretele, tine, taca, 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 adolescent. Și când am citit, ce zice, ăștia au, a fost o mașină, dai seama, și cu unul care filmă. Și, opa, ștafeta a trimis din sat. Băi, zice, cine e mă, aia? Bă, ce un tâmpit unul. Și că mai zice, că a întrebat, bă, tine, că sunt ei, adolescent, domnule, și ce faci? Domnule, zice, sunt taximetrist la, nu știu, la Regio Calabria, am venit cu un turist. Măi, ce cu turist la San Luca, ce să vedem la San Luca? Ne-am dus acolo și, dă-i seama, am fost la confetărie, la San Luca, de venit și niște tip de noi, aveau niște creste de cocoș, San Luca. Chiar am luat și niște bomboane, zic, bă, San Luca. Era și cât de cafea de la San Luca, dar am ieșit acolo pe strada principală, mă gândeam că după fiecare fereastră, bă, cine eu, bă, nu, bă, imaginez, este avem un sat care este celebru în lumea întreagă ca fiind satul mafioților, pentru că repede Ndrangheta e pe familie. Deci acolo, în San Luca, fiecare om are o treabă cu Ndrangheta, e soră, frate, una, și vine un cu taxi, un tâmpit, și mă și filmează Ndrangheta. Și bă, ce-o fi turiști, că nu vin turiști, vin turiști la San Luca. Bun. Deci, prin ce este foarte bună această Ndrangheta? Această Ndrangheta față de tâmpiția din mafia siciliană, ei au o problemă. La început au două mari domenii în care au nevoie de bani. Infrastructura, și ei au avut, au luat, mă rog, în grijă, vaia, autostrada Calabria, Regio di Calabria, Napoli, considerată, și cum să spun, cel mai mare corp de lict din lume, așa cum de când ea însă și un corp de lict. Nu știu, că n-au terminat-o. Mi-a plăcut asta în citune. Și este cel mai mare corp de lict din lume. Adică acolo vezi cum acționa mafia. Nu știu, n-au terminat. Ce poate... Dar acum, în ultimii ani, s-au profilat pe sănătate. Nu pandemie, încă nu. Sănătate. Și la sănătate, ca sunt... De ce? La sănătate sunt cei mai mulți bani publici. Și e și greu să zici, bă, dar de ce s-a cheltuit bani cu spitalul ăla? A făcut un spital frumos. Bă, dar de ce? Păi, cum, bă, oamenii au nevoie de spital. Și hai să vă spun o chestie, până unde ajunge mafia în Ndrangheta în materie de sănătate, ca să înțelegeți ce se întâmplă acum în scandalul Voiculescu. Deci, era un tip Francesco Fortunio, era vicepreședinte al Consiliului Regional Calabria. El
era vicepreședinte al Consiliului Regional, medic de profesie, consilier în Consiliul Regional, cum ar fi la noi, la județ. În 2005, din partea partidului politic la Margherita, unul de centru-dreapta, da. Ăsta, nu că se opunea, nu prea răspundea el la comenzile mafiei, da? Și fiți atenți, mafia, Francesco Fortuna a fost lichidat cu 5 gloanțe trase în cap de un trăgător al Ndranghetei chiar în ziua alegerilor primare din partid, din 16 octombrie 2005 la Locri. Deci, dumne, se ducea să voteze în public, transmitem oia și, pac, l-au împușcat. Dar de ce l-au împușcat? Păi zice, l-au împușcat ca să scape de el. Nenea, păi zice, și dacă scapă de el și... Nu, locul lui urma automat să fie luat de un om de-al lor, Domenico Crea. Deci ați înțeles, deci era, el era șeful de partea asta cu sănătatea și avea un fel de arjung, da? Arjung că era omul mafiei și nu că l-a omorât că a zis, adică, bă, hai să-l omorâm că ne contrazice, că nu, ea nu pierd gloanțele cu asemenea chestii. Ce a zis, bă, cum putem noi să facem o afacere? Că cu ăsta n-avem de prea... Și atunci îl împușcăm și sigur locul lui e luat de ala. Deci ați înțeles, de ala nu l-am împușcat. Dacă altfel, dacă pe locul 2 era unul la fel, că el nu l-a împușcat. Eu s-o împușcat pe amândoi. El avea, ei avea nevoie să vină ăla pe loc. Și mă rog, că a fost condamnat ăla și știți cum e, că în momentul care, adică în momentul care spune aia, băi, trebuie să-l împuși pe ăla, păi și zici, fac pușcărie. Faci pușcărie, stai liniștit în pușcărie, tot noi suntem, copiii tăi o duc bine, nevastă ta o duce bine, dar dacă spui ceva la proces, unul, te împușcăm în închisoare, în arest preventiv, și unul, bă, nu știu, pe fiică ta o violăm și atunci oamenii s-au dus, da? Ați înțeles. Bun, deci, la ora actuală, nu cred că există în istoria acestei Românii o mai mare perioadă de jaf național decât a fost pandemia și vaccinarea. De ce? Pentru că în cazul pandemiei, mai țineți minte povestea lui Băsescu cu crimele comunismului. Bă, crime, 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 bă, Traian Băsescu, crime, cu raport, cu... Și când colo de la crime s-a ajuns la retrocedare. Vai, ce bătăi de... Cât am luptat atunci, cât am scris. Era, veneau ziariștii. Dom'le, și zice... Și puneau ochii băieții pe o casă. Și zice... Și nepoata lui Malac s-a trecea seara pe aici, scriau ea poezii, pe aici și vedea fereastra la care ședea ea când era mică, sau măsa când era mică, da? Și s-au făcut niște afaceri cu retrocedare. Bun. Acum este pandemia. În primul rând, cred, sunt convins și ascultați ce vă spun, că toată exagerarea, apocalipsa, cu pandemia a fost, ca și în cazul comunismului, dictat crimelor comunismului, a fost o manipulare a opiniei publice în așa fel încât tu să nu zici, mă, dar de ce ați luat voi măști de acolo și nu de dincolo? Deci s-a creat așa imaginea unui pericol, bă, unui sfârșit de lume. Și dacă e sfârșit de lume, și atunci, ăștia proști, nu te mai puteai întreba, că spuneai, bă, bine, am înțeles, da? Dar de ce ați cumpărat voi 115 milioane de măști și unde sunt? Și cu cât? Păi cum îți pui întrebarea asta? Păi măștile ne apără de pandemie, puteți să plătim oricând. Bun, de acord. Plexiglasul, mai țineți minte, când s-a dat drumul la școli, înainte de închidere, de ultima închidere, au zis, trebuie să fie separate. Eu am zis de atunci, băi, ce asta afaceri, dai seama că ăla care a făcut niște șmecheri a zis și a zis, bă, cu cât facem, comandăm plexiglas și în același timp îl luăm cu orice preț. Și unde e acum a venit ministrul ăsta și nu mai e plexiglasul,
L-au cumpărat, l-au cumpărat. Și hai să vedem acum vaccinarea. Vaccinarea, deci ce s-a întâmplat la vaccinare? La vaccinare, nu întâmplător, i-au dat-o lui Gheorghiță. Normal era să-i dea ministrului sănătății, domnule încoate. Era ministrul sănătății. I-a dat-o lui Valeriu Gheorghiță, că ăsta rușea tu, e de lor, da? Și ascultă, da? Ăsta, Vlad Voiculescu, nu-i de lor. Nu știu, o fi avut și el mafie și el, dar nu-i de lor. Da. Și atunci, mafia din politică, din servicii, care scoate din vaccinare, că vaccinare este și mai mare afacere mafiotă, da? Pentru că, hai să vedem următorul lucru, da? Deci, vaccinare înseamnă așa, serinci de unică folosință. Întrebare. Poate să-mi spună public domnul Câțu de unde au fost, de la cine achiziționate și la ce preț a fost, un preț mai mic sau mai mare? Nu. Bun. Seringi, vă imaginați, milioane. Vată. Vată, ăla, vată, da? Deci vată, de unde vată, de la cine? Eu așa aș face. Repet, în locul lui Ciolacu aș spune în felul următor. Domnule, noi nu mai intrăm în Parlament, plecăm din Parlament, boicotăm dacă premierul nu vine cu un raport. Și m-am zis, am mai spus detaliat, raport, spune așa. Unu, în legătură, hai să luăm numai vaccinare. Nu, hai să luăm pandemia. În legătură cu pandemia, a guvernul României, a cifre, a achiziționat cu suma de cutare, a 115 milioane măști pentru persoane defavorizate. Din, la prețul cutare am avut la dispoziție, mi s-a cerut și 10 lei și 2 lei, noi am apelat la 3. Bun. Și măștile astea sunt după cum urmează. La. Bun, tablete la fel, bun. Plexiglas la fel. Hai la vaccinare. Deci avem. Bă, deci de unde ați luat și am aflat că au luat din Qatar, dar de ce din Qatar? Adică nu trebuie să spună de ce. 2. Vată. 3 dezinfectant. Vă imaginați ce afacere cu la toate unde trebuie. Că nu se uită nimeni. Dezinfectant, da? Testele. Ne spune domnul Câmpeanu și s-a confirmat că domnul Raed Arafat a achiziționat pentru școli 1 milion de teste. Și ne-a zis domnul Câmpeanu că până atunci se făcuse numai vreo 4.000. De ce s-au făcut numai 4.000? Pentru că școlile nu au cine să facă testele, pentru că trebuie să ai medic sau asistentă, da? Întrebare, de unde le-a achiziționat domnul Raed Arafat și cât a costat, ca să se rimeze? Și veți descoperi una dintre cele mai mari afaceri mafiote, afacerea numită vaccinarea. Nu știm nimic, ele sunt, bun, oamenii, cei care vin, câți bani iau, că trebuie la fiecare, ăla trebuie să fie un pat. Deci o serie întreagă de lucruri. Statul român a creat monstru Mureșan în consecință de 2 minute. Mă interesa pe mine cu monstru Mureșan, ăla care. Deci încă o dată. Și atunci, probabil, orică, mai mult ca sigur că cu Voiculescu nu se poate trata. Dacă ați observat, toți miniștrii sănătății din istoria post-decembristă au fost niște mediocri. Și au găsit pe unul care, nu știu, poate că are și el, nu știu, nu mă văd, n-am dat, dar eu spun ce se întâmplă, care cred că nu se poate trata. Și atunci, în loc să-l împuște, cum a făcut mafia, încearcă să-l facă să demisioneze. Problema este că, părerea mea este că nu atât de plecarea lui e importantă, cât cine vine în locul lui. Adică ei trebuie să facă în așa fel încât să vină tot cine, să vină unul de-a lor. Deci asta este. Vaccinarea, ca și pandemia, a fost și este una dintre cele mai mari afaceri mafiote din istoria României, deoarece e vorba de sănătate. Și dacă ați observat, la pandemie era apocalipsa. Nu putea. Acum, la vaccinare este învierea.
vrei să zici și tu ceva, bă, dar de ce se rinde, de unde, de acolo, de unde? Băi, învierea, lumea de-abia așteaptă să se ducă, dar de ce, cât costă platforma? Nu puneți întrebări, bă. Un alt subiect este următorul. De câte știți, în ianuarie, mi se pare că pe 20 ianuarie, la un spital care se numește Matei Balș a avut loc un incendiu. În urma acelui incendiu, nu știu, au murit carbonizați, nu știu, 4, 5, 6 persoane, mai țin minte, așa că bătrân, și nu știu câți au murit după asta. Bun. Au trecut acum așa și aseară a ieșit domnul Opramer Cățumățu și a zis că a dat citire raportului corpului lui de control, nu al Ministerului Sănătății. Corpului de control, că acolo s-a dus pe atât corpului de control, corpul de control al Ministerului Sănătății, parchet și alte chestii. Bun. Am citit. Citesc, că nu aveau de incendiu, că nu aveau cutare, că nu aveau fereste, că oxigen cutare. Bun. Nereguli, grave. Sigur, care erau de vină Voiculescu. Dar mă rog, nu se spune. Și zic, dar de ce a luat, de unde a izbucnit incendiu? Că pe mine o să mă interesează. Nu spune. Doamne, vă imaginați cât de ticălos sunt? Deci, pentru că poate cauza incendiului, poate că au pus ei. Poate că au pus din servicii, ca la colectiv. Poate că a fost un atac terorist. Păi, când faci un asemenea raport, încep cu primele rânduri, da? Incendiu a izbucnit de la o, ce dracu, încălzitoare a numărul 4 care a luat focul tare. Nu, ei îmi povestesc că era frică, era încălzitoare, că nu erau aparate de detecție, am înțeles. Dar eu vreau să știu de ce a izbucnit, pentru că cheia acestei afaceri, care încep să am suspiciuni, este faptul că nu știm deci cum a izbucnit incendiu. Cum? Cum am zis eu? De la un bec, de la un... Ci că nu se va descoperi niciodată, deoarece ăia de la Petroșani n-au primit nici acum dreptul sau probele de la parchet. Deci, așa, încă o dată, corpul de control al premierului a făcut un control și a scris 3 file. Foarte bune. Perfect totul. Nu e aia. Dar nu răspunde la o întrebare. Cum a luat foc? De unde a pornit incendiu? Că nu poți să... Pentru că, sigur, sunt nereguli. Nu știu, iertați-mă. De exemplu, un tip, un pușcă pe una, da? Și noi vrem să vedem ce l-a apucat motivul. Sigur. În loc să vedem, dar de ce e împușcat-o? Noi discutăm și să vedeți că căsnicia lor era așa, așa, și ei trăiau într-o casă care era așa, așa, și el îi zicea așa, așa. Bun, am înțeles contextul, dar de ce momentul ăla, ce te-a apucat să o împuști? Așa zic cu aceea, de ce ai izbucnit cum incendiu? De la ce? Și după asta puteți să povestești. Să-ți facem un rapă. A izbucnit cu tare. Flacăra respectivă putea fi stinsă dacă nu era oxigen. Deci o greșeală. Chiar și dacă era oxigen, dacă funcționau sistemele de supraveghere. Bla, bla, adică logic. Și constata niște soluții. Băi, care sunt neregulile? Da, neregulile astea trebuie subordonate cauzei. Adică neregulile au produs un incendiu, dar nu pot să spun că l-au produs până nu știu cum, da? Deci iau telefonul ăsta, da? Sunteți de acord, da? Și, nu știu, îmi dau cu el în cap și mor. Și vine apoi corpul de control și zice, și telefonul era pus pe masă, și telefonul era albastru, și telefonul era așa... dar de ce un telefon l-a omorât pe ăla?
Poate că în el era o bilă. Nu, deci se descriu toate împrejurările, dar nu se spune cauza, momentul principal. Bun, și acum se încheie. A fost până la mine, din câte știți, domnul Dobre Anticar, sens mare Anticar, care va face și rubrica la mine. Și amândoi ne-am dedat la istoria cărților. Eu mi-o plac cărțile în sine. Și am spus că foarte bun, când am arătat la păi Adexenopal, zice, este ediția de la Șaraga, bă, bun. Și printre alte cărți despre care v-a scris, este această cărți. Deci, în, există o carte monumentală, m-a dat pe el, istoria Bucureștilor. Uitați, uitați, ouleu, de John. Aoleu, asta dacă da, apropo ce telefon, dacă îmi da cu asta în cap, nu pot să o dă, am adus-o, mai aveam un pic și o duceam cu camioneta. Bun. Deci, un domn, G. Ionescu Gion, a scris o carte, Istoria Bucureștilor, a publicat-o la stabilimentul grafic Socecu, strada Berzei, editura Socecu, 1899. A dedicat-o maestății sale, Carol I. Poate să face așa de foarte frumoasă carte. Bine, așa cum o să spuneți și care era. Păi, noutatea este pe următoare. Că lui, domnului Dobre, a cumpărat cartea, nu, o să-mi spună atâta, de la un cititor care a adăugat-o, nu, dar n-a tipărit-o. Deci, să vede ce a făcut. Deci, cititorul a cumpărat cartea. Nu știu, cred că a costat mult, da? La început aici e scris cu litere chirilice, așa e în carte, da? El cititorul, proprietarul, nu știu că a vândut-o, nu știu cât a vândut-o, a scris aici, a adăugat, a lipit. Zice, traducerea textului cu litere chirilice. Deci, băi, vă imaginați că s-au auzit în București, hai să mai vedeți o chestie senzațională, da? Deci nu că a scris pe margine. Aici avem o chestie, da? Și el a tăiat dintr-un ziar și a adăugat aici, pentru că s-a scris în 1899. Și el a adăugat cititorul, s-a chinuit săracul. Doamne, maica, dar e extraordinară ce carte, da? București în timpul Revoluției franceze, nu fi avut autograful, mă rog, nenea ăsta. Și el a scris aici, a adăugat cu de la sine, într-un fel, ia uitați-vă și aici, da? Baia turcească din Liscan. Deci imaginați-vă că John în 1899 nu avea niște date și ăsta când a, nu știu când a fost asta, cred că nu de mult, a zis, bă, ia să adaug eu la cartea asta. Senzațional. Uite-mă, primăria orașului București, uite-mă, s-au furat-o de la o carte, da? Fost, ce... Știți de unde e noastră, da? Primăria orașului București, o ștampila, fără la ea, mă, la o fi furat de acolo. Uluitoare este această istorie a cărților și ca să închei, că e mult. A scris un eseu odată, de la mine, mă ceam la Biblioteca Academiei și eram câte o carte. Am scris la un moment dat un eseu mare pe Charlotte Corday, să vă povestesc. Și m-am dus la afișier și erau niște cărți acolo și era una spre Charlotte Corday cu o carte celebră, că nu mă știu. Mi-a venit la sală și cel care o citise, nu știu când, se numea capitan, nu știu care, ca și scris, pe margine, cu cerneală, se certa cu autor. Adică, autorul, nu știu, a scris, cartea a fost scrisă pe la 1900, dar el a citit-o la 1900, nu știu, 60, da? Și spunea, și porcule, deci autor ce ești, cum poți să spui așa? Așa, extraordinar, e fascinantă, dar bine, mulțumesc, la revedere!